explicar un futur concurs, nu se va mai putea pescui pe. Dacă poți să dai câteva explicații. Sunt mari semne de întrebare, e adevărat, și sunteți îndreptățiți să le puneți. Am făcut diverse diligențe pe lângă autoritățile respective, care ne-au promis sperăm că ne vor sprijini. Într-adevăr, sunt greșeli făcute din trecut. E foarte greu să repar ce cineva a stricat, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sunt sigur că vom reuși să rezolvăm aceste probleme. Știu că sunt semne de întrebare mare asupra voastră și cu privire la concursurile viitoare și cu privire la faptul dacă mai participați sau nu mai participați la competițiile organizate de noi. Vă dau toată dreptatea, desigur și tot sprijinul de aici în continuare. Sunt sigur că vom rezolva această problemă. De altfel, mai este o întrebare care țin în mod deosebit să vă răspund la ea, cea cu privire la concursurile de caritate care le-am organizat, care din cauza faptului acestor nereguri întâmplate, următorul concurs, care cred că este săptămâna viitoare, sunt 18 standuri care sunt afectate în prezent de aceste litigii. Încă nu s-a luat nicio măsură favorabilă lor sau infavorabilă noastră, nouă. Pentru concursurile respective de calitate înseamnă 18 standuri, înseamnă 9.000 de ron la un concurs, ori 4 concursuri, 36.000 de ron, care n-ar mai intra în buzunarele celor cu probleme. Avem toată garanția că se poate rezolva această problemă. Vă mulțumesc! Sper că a fost destul de clar. Vom vedea, vom trăi, suntem toți aproape alături, e balta noastră.